Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Campanie de sterilizare a câinilor și pisicilor la Onești. Crucea Mântuirii Neamului de pe dealul Zlereni. Festivalul Național George Bacovia. Pe dealul Leren, pe care localnicii din satul cu același nume al comunei Poduri îl mai numesc și dealul Huș, a fost sfințită o monumentală crucea Mântuirii Neamului. Complexul monumental, așa cum scrie și pe placa de identificare, a fost ctitorit de colonel în retragere Vasile Ilie, originar din satul Cernu, dar cu ajutorul comunității locale și al primăriei comunei Poduri, pe un teren donat de o familie din zonă. Această cruce s-a ridicat de centenarul oastei Domnului. Eu vreau să unesc în Biserica Ortodoxă că toți creștinii, mi-am zis prieteni și petrele, și petrele zâmbesc la mine. Deci ne dădeam cu schiurile și Lerenii și Bucșeștiu până acolo jos. Pe noi ne unea Bucșeștiu cu Lereniu, cu Poduri, copilăria. Dar acum am vrut, că acum când avem părul alb și ne îndreptăm către finiș, către sfârșit, am vrut să construiesc această cruce și prin acest drum al mântuirii care leagă Cernul de Lereni, unire, am vrut să ne unim, fraților, în duhovnicie. Copiii cei de ieri, suntem cu pletele albe, ne gândim la sfârșit. Deci, asta este cel mai important, unirea. Noi vom fi uniți de azi înainte în duhovnicie. Ceremonialul de sfințire a monumentului a fost precedat de un marș religios pornit din curtea Bisericii Adormirea Maicii Domnului din parohia Cernu, locaș construit din lemn în anul 1790. Un grup numeros de tineri îmbrăcați în costume populare și credincioși ai mișcării centenare Oastea Domnului din Biserica Ortodoxă Română au urcat pe dealul Lerești pe sunetul de toacă bătut de doi elevi. Primarul comunei și președintele filialei județene Cultul Eroilor au tăiat panglica de inaugurare a complexului monumental, iar pe catargul de lângă monumentul principal a fost ridicat un imens drapel tricolor, după care a fost săvârșită slujba de sfințire a drapelului și a monumentului. La baza acestuia a fost depus într-un recipient de metal actul de sfințire al crucii Mântuirii Neamului de pe dealul Lerești. În loc tăia panglicii tricolore, se face inaugurarea crucii Mântuirii Neamului, doamna primar. Vă mulțumesc, tăiați-o de aici ca să luați amintire. Tăiați aici, tăiați-o mai mult. Felicitări. Așa, domnul președinte, să vă ajute Dumnezeu, vă mulțumim. O zi istorică. Anul 2023 pentru cultul eroilor este anul centenarului eroului necunoscut. Un act cultural, istoric, religios, binecuvântat de Patriarhul României și pentru care în toate manifestările religioase, manifestările de comemorare a eroilor, am amintit pe cei mulți, câteva sute de mii de ostași români dispăruți în conflagrațiile mondiale. Pentru eroul necunoscut, Societatea Cultului Eroilor, în anul 1923, a înființat instituția eroului necunoscut într-un mormânt aflat în Parcul Carol din București, pe al cărui epitaf este un mesaj extraordinar. Cuvintele marele nostru istoric, Nicolae Iorga, sunt încrustate în piatră și spun următorul lucru. Aici doarme, fericit întru Domnul, ostașul necunoscut, săvârșit din viață în jertfa pentru, unitatea neamului românesc. Pe oasele lui odihnește pământul României întregite. Pe oasele României întregite, după 5 ani, în anul 1928, chiar pe 14 septembrie, pe muntele Caraiman, s-a înălțat o cruce care este monument istoric și reprezintă, prin înălțimea ei și grandoarea ei,
una din cele mai importante din Europa. În județul Bacău avem o cruce similară la, în vecinătatea Oneștiului, una la Bibirești, seamănă tot cu o structură metalică și cred că Dumnezeu a vrut ca pe acest pământ, repet, așa cum spunea Nicolae Iorga, al întregirii neamului să fie amplasat și acest monument, care a fost sfințit astăzi. Pentru toți cei care au contribuit cu toate mijloacele, cultul eroilor a pregătit câteva distinții. Rog pe sufletul de emoție pentru acest lucru care se întâmplă astăzi aici, sub oblăduirea domnului colonel Vasile Ilie, care a ridicat această cruce și m-a nebunit o lună. Am zis că mă urc pe cruce după ce termin. Vreau să-l felicit pentru că nu este puțin lucru să faci această treabă. Vreau să felicit pe cei care au dat pământul aici ca să fie ridicată această cruce. Vreau să felicit pe voluntarii care au făcut ca acest lucru să se ridice spre cer și pe dumneavoastră care sunteți astăzi aici, pentru că nu e puțin lucru să fim atâția oameni aici, mai ales că această sărbătoare așa de mare ne umple sufletele de bucurie. Și am căutat să ridicăm pe culmea acestui deal și conștiința celor care sunt aici, care vor veni după noi, ca după modelul tău cel sfânt, să înălțăm la maxim și noi iubirea față de Dumnezeu și față de semeni, după modelul dragostei și jertfei tale. Pentru că nimic nu este mai puternic în cer și pe pământ decât dragostea lui Dumnezeu față de om și față de creația sa. Primarul Comunei Podul și președintele filialei Cultul Eroilor Bacău au înmânat diplome de merit numeroșilor voluntari care au contribuit sau au sponsorizat lucrarea de la Lerești. Asociația Națională Cultul Eroilor Regina Maria, filiala Colonel Corneliu Chirieșa, județului Bacău, conferă diplomă de recunoștință doamnei Diana Narcisa Miclăuș pentru sprijinul acordat realizării proiectului cultural-religios Crucea Mântuirii Neamului, ridicată pe dealul Leren, Parohia Cernu, Comuna Poduri. Numărul 290, 14 septembrie, Comuna Poduri. Felicitări, doamna primar. Mulțumesc. De asemenea, aceeași diplomă cu aceeași rugăminte ca acesta să fie un început al edificării și altor opere comemorative se conferă domnului colonel Vasile Ilie. Vă mulțumesc, domn președinte! În mod special la această cruce. Leru Ioan, aștept. Haideți, domnule Leru, că ne-am întâlnit în fiecare zi. Stați așa, în fiecare zi în care am fost eu aici, că ei au fost mereu. Felicitări, felicitări. Stați aici. Crucea complexului monumental a fost udată din bare cu profil pătrat și este susținută de 4 ancore de 10 metri, iar pe cruce sunt montate icoane și instalații solare care alimentează numeroase becuri aprinse toată noaptea pe toată suprafața monumentului. Datorită faptului că crucea aceasta fiind luminată noaptea, toate căprioarele din jur vin aici și dorm la poalele cruce. Deci dacă animalele de în jur vin și dorm și știe că crucea care s-a ridicat le salvează viața de prădători, noi trebuie măcar în ultimul ceas să învățăm de la aceste animale, pentru că crucea este arma de biruință împotriva răului, împotriva diavolului. Start campaniei de sterilizare a câinilor și pisicilor la Onești. Reprezentanții asociației Rescue Dogs împreună cu reprezentanții administrației publice locale din municipiul Onești, în frunte cu primarul Oneștiului Victor Laurențiu Neghină, au dat startul celei mai mari campanii de sterilizare gratuită. Alături de fetele de la Rescue Dogs în spatele meu, fetele care sunt membri din asociația nemțească Rescue Dogs și vor sponsoriza campania de sterilizare care va avea loc între 14 și 17 septembrie 2023. Așteptăm proprietari de câini și pisici în număr cât mai mare în această perioadă.
în încercarea de a spune stop abandonului și apuilor nedoriți. Așadar, vă rog să participați în număr cât mai mare. Acceptăm și câini fără stăpân. Dacă aveți un câine în fața porții care fată de nenumărate ori, luați-l sau dați-ne un telefon adăpostului public de câini fără stăpân din Onești, pentru că noi vom prelua câinii care sunt pe teritoriul municipiului Onești și vom aduce aici la sterilizat, tocmai pentru a nu mai întâlni nenumărați pui lăsați pe la tomberoane și peste tot prin pe străzile orașului. Vă mulțumim și vă așteptăm în număr cât mai mare. Au fost înregistrate aproape 500 de animăluțe, câini și pisici, iar organizatorii se așteaptă să depășească acest număr. A început campania de sterilizare a câinilor și pisicilor. Cu ce ați venit? Două pisici și un motan. Sunt necesare, sunt utile astfel de campanii? Absolut. Suntem recunoscători că există. Am înțeles. Ați mai avut sau e prima dată când ați venit? Aici n-am mai venit niciodată, dar e bine. Cum ați aflat de campanie? Pe Facebook. Pe Facebook, nu? Dacă ați transmite un mesaj autorităților locale legat de aceste campanii de sterilizare, ce le zice? Vă rog să le continuați, sunt necesare, merită și ele atenție și îngrijire. Am înțeles. Se face o economie importantă la bugetul local, nu? Dacă e să ne luăm o intervenție de genul ăsta, costă destul. Da, așa da? Este. E foarte scump să facem singuri. Și n-ați vrut totuși să-i lăsați așa de izbeliște, nu? Nu, păcat de ele. Aveți idei cam câte campanii au fost? Știu că au fost, cam două pe an, din ce știu eu. Am înțeles. Da. Și credeți că poate fi o bună modalitate pentru a mai steriliza din căței, din pisici? Da, că multă lume, când fată cățele, îi aruncă, îi aduce, îi abandonează, de fapt. Mai bine să nu mai fie căței. Da, decât să fie... E scumpă intervenții la privat când te duci la cabinet? Da, în jur de 200 parcă pentru pisici și vreo 300 de cățel. Am înțeles. Și mai mult decât binevenită, cred. Da, mai ales că e gratuit, da. Ce părere aveți de campanie? Eu întotdeauna am fost mulțumită pentru că mi-ai făcut și pisici. Da? Da, sigur. Întotdeauna am fost mulțumită de campania asta. De unde ați aflat de campanie? Am aflat de la oameni, de pe, nu? Internet, de pe acolo, de pe acolo, așa. Am înțeles. Sunt utile, doamnă, ce părere aveți? Da, nu știu, eu am pisici care sunt sterilizate de 3-4 ani. N-am treabă cu ele. Îți bun medici de aici? Dar nu-i cunosc pe medici. Nu, dar bine, că v-ați adus totuși animăluțile, aveți încredere. Dar normal, așa, la urma urmei e un animal, nu e un om. Da, nu, dar au fost bine, binevenite, nu? Sigur, pentru că am, cum să vă spune dumneavoastră, sunt, le-am și acum. Și am avut multe pisici și le-am sterilizat. Un mesaj, dacă e, pentru autoritatea locală care a inițiat aceste campanii de sterilizare. Să trăiască, să mai sterilizeze. Să mai facă, nu? Să mai organizeze. Că poate mai, eu știu, poate mai veni și eu cu vreo. Scumpe, doamnă, de asta ați venit așa? Scumpe? Nu, sunt gratuite. Nu, zic, nu, aici sunt gratuite, dar în rest. La dispensare, la de da, dar mai și ce să nu vă permiteați, nu? Permis să mă duc, am trei, uitați, cu două am venit și un băiet. Acum cu ce ați venit exact? Două fete și un băiet. Cățel sau pisoi? Cățel. Ca să știm. Uitați-ți, cățel. Continuând tradiția, Festivalul Național George Enescu, inițiat în 1971, Biblioteca Județeană Costache Sturza din Bacău a organizat cu sprijinul Consiliului Județean Bacău BACFEST 2023, un festival care își propune valorificarea moștenirii culturale bacoviene printr-o serie de evenimente, cum ar fi conferințe, colocvii, lecturi publice, lansări de carte, proiecții video, la care au fost prezenți câțiva din cei mai importanti scriitori și artiști contemporani. Timp de 4 zile, BACFEST 2023 a adus în Bacău nume importante din lumea literară românească, uniți pentru admirația pentru Bacovia. La cea de-a cincea ediție a festivalului în format nou, evenimentele au fost diverse, vernisaje, lansări de carte, conferințe și lecturi de poezie. E un mare, mare privilegiu să avem în Bacău, în aceste 4 zile de festival, câțiva dintre cei mai importanti scriitori ai literaturii române, și când spun asta nu spun vorbe mari, nu sunt vorbe de complezență. E realmente entuziasmant să vezi atâta lume, să vezi sute de oameni venind la bibliotecă, venind la universitate, venind în colegiile băcăoane, venind la Teatru Fain, venind la Casa Bacovia, venind în spațiile care ne găzduiesc cu atâta generozitate.
Din ciclurile dialogurile Backfest, așteptată cu mult interes, a fost confruntarea dintre Mircea Cărtărescu și Bogdan Crețu, scriitor, critic literar, profesor universitar al Universității Alexandrian Cuza Iași. Tema propusă a fost recenta apariție editorială Teodorus, roman care a spulberat tirajele și a mobilizat critica literară din țară și străinătate, semnat de poetul și romancierul Mircea Cărtărescu. E o carte, mi-am ascuțit 20 de creioane când a apărut cartea, așa cum făcea Ibrăileanu când se pregătea să recitească Ana Karenina. Are un eseu splendid care își povestește tabieturile de lectură, țigările, rezervele de țigări, creioane și așa mai departe, pentru că știam că e un cărțoi de Mircea Cărtărescu. Dacă v-aș arăta, să știți că am folosit destule dintre ele, că sunt foarte multe note acolo. Nu povestesc cartea, nu e o lansare de carte, e un dialog. Pe scurt, e o uriașă poveste și o fascinantă poveste în care apar pe rând, împreună și separat, și Ion Ghica în diferite ipostaze, de altfel ele sursa, să spunem, și Ian Cujianu, și Petrache Poenaru, și Ghica Vodă, și Ficaie, și Zburătorul, și Dumnezeu apare la final ca mare cititor, ba chiar mare critic literar, spune că el dă verdictul, nu? Trebuie să vă spun că în ultima vreme eu mă întorc, am tendința să mă întorc la scrieri mai vechi ale mele, să le revizitez, să le reconsider, să le uneori să le reciclez în forme diferite, pentru că vorba lui Ion Barbu în altă împrejurare, într-un fel scrii la 30 de ani și în alt fel scrii la 60. Așa încât, scriind Melancolia, m-am întors la Nostalgia de altă dată, am încercat să fac o altă versiune a unei alte vârste a acestei cărți, urmând aceeași structură, cu un prolog, cu trei povestiri centrale și cu un epilog, încercând să fac ceva mai bun. Firește, n-am fost în stare să fac ceva mai bun decât Nostalgia, dar cred că tot a ieșit ceva care mie într-un fel îmi place și mă mulțumește, fiindcă e o carte curată, e o carte foarte curată, scrisă de mine cu mare, mare bucurie. La Universitatea George Bacovia a avut loc decernarea premiilor Festivalului Național Bacovia de către un juriu format din Alex Goldiș, Bogdan Crețu, Radu Vancu și Florina Pârjol. Premiul Național George Bacovia a fost acordat lui Mircea Cărtărescu, argumentele fiind prezentate de criticul Radu Vancu. Mulțumesc tare mult pentru onoarea care a oferit acest premiu. Eu sunt copleșit, spun sincer, pentru faptul că Bacăul, prin Adrian, prin biblioteca din Bacău, reușește să facă din acest eveniment un brand pentru județul Bacău. Îl felicit și fără pasiunea dânsului, nu reușeam să aducem în Bacău oameni atât de valoroși. Backfest 2023 este un eveniment organizat de Biblioteca Județeană Sturza Bacău, susținut de Consiliul Județean Bacău, cu sprijinul a numeroși parteneri. A căzut cortina peste cea de-a cincea ediție a Festivalului Concurs de Etnografie și Folclor Regina Maria, ce s-a desfășurat weekendul acesta în comuna Mănăstirea Cașin din județul Bacău. Și de această dată festivalul a avut parte de o participare numeroasă, atât din țară cât și din străinătate. Ansambluri precum Cununița de la Prăjești Bătoșani, Păunașii de la Poduri, Roa Precistei de la Filipeș Bacău, Vatra Neamului din Republica Moldova, Ecoul din Vale de la Faraon Bacău, Doina Hulmului din Frumușica Botoșani, Bobocul din Bacău, Basaraba din Scobinț Botoșani, Doina Bacăului și Zestrea din Bacău, dar și mugurașii mănăstireni, atât juniorii cât și seniorii, s-au întrecut în a-și dovedi maestria artistică. Pentru doamna Alina Muncilă, prietena ansamblului folcloric mugurașii mănăstireni, nu a lipsit la nicio ediție, mereu și noi participăm la Festivalul de obiceiuri Podoleanca, unde ansamblul folcloric Mugurași și Mănăstireni a luat și trofeul la obiceiuri. Avem pentru dumneavoastră din partea Asociației pentru Dezvoltare Locală Mănăstirea Cașin un produs de la noi din zonă, respectiv miere de albine, și
și o carte, o carte reprezentativă pentru Mănăstirea Cașin, scrisă de Ioan Visir, respectiv cartea Fata Moartă, în care Ioan este un jurnal de război, în care Ioan Visir spune ce a trăit pe frontul de aici de la Mănăstirea Cașin. Noi, din primul război mondial, noi vă mulțumim pentru prezență și vă mai așteptăm și în anii următori. Mulțumesc din suflet și ca să-i răspund și lui Cristi și celorlalți care m-au întrebat la un moment dat de ce nu sunt aici la pupitru, pentru că ei mă știau că eu sunt omul stres, care stăteam călare și pe DJ și pe prezentator și pe tot. Și am să explic acum, la final, după ce ai mei, cum le spun eu, au ieșit din sală și nu mă mai aud, o să vadă ei pe filmarea la un moment dat, de ce am stat în spate? Pentru că astăzi, pentru prima dată, noi am venit pe scenă cu câțiva copii cu cerințe educaționale speciale. Sunt copii cu CES, care au urcat pentru prima dată. Ei vin la noi în grup pentru terapie psihologică prin dans și muzică. Și este șansa noastră să-i scoatem în public și să îi acomodăm cu viața asta reală. Vă mulțumim! Cristi, îți mulțumesc încă o dată! De altfel, seniorii de la Mugurași și Mănăstireni, cât și Teodora Mircea din Mănăstirea Cașin, au reușit să se califice zilele trecute la România o Talent și ne-au mărturisit că speră să reprezinte cu succes atât comuna, dar și județul Bacău. O delegație de profesori de la Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială au vizitat weekendul trecut Dărmăneștiul. Aceștia au fost întâmpinați de primarul orașului Stațiune Dărmănești, este vorba de Toma Constantin, dar și de viceprimarul Cosmin Paerele. Vreau să spun câteva cuvinte despre organizatorii principali ai acestei conferințe. Deci, noi suntem reprezentanții acestei societăți, pe scurt ROMAI, Societatea Română de Matematică Aplicată și Industrială, societate care există din 1992, a fost înființată, deci, în anii aceia de mare efervescență patriotică și de mare bucurie că am trecut de la comunism la o altă societate, speram noi, mult mai bună. A fost înființată de o doamnă profesoară universitară, Adelina Georgescu, însă acum nu mai este printre noi, din păcate. Și ideea a fost ca să avem atât o ramură românească, cât și o ramură din Republica Moldova. Și încă de la început, la conferințele noastre, au participat foarte mulți membri din Republica Moldova. Deci totdeauna sunt în jur de 25 de cadre didactice universitare venite de acolo. Și asta a dus în timpul anilor la bune relații de prietenie și de colaborare între noi și acești profesori de pe malul stâng al Prutului. Bun, și sigur, noi încercăm să ducem mai departe această tradiție, chiar după ce fondatoarea societății a plecat dintre noi. Și anul acesta e prima oară când facem o conferință fizică în România după pandemie, pentru că în anul 2020 n-am făcut nimic, ne-au luat prin surprindere și n-am putut să ne mobilizăm pentru online, în 2020 nu am făcut online. În 2022 am fost la colegii din Moldova, ne-am invitat dânsii și am făcut o conferință parțial online, parțial fizic. Și acum suntem bucuroși că în sfârșit am reluat tradiția întâlnirilor față către față, aici pe teritoriul românesc. Și sperăm ca lucrurile să meargă înainte cu bine și în anii care vor urma. Mulțumim frumos Consiliului Local Dărmănești pentru inițiativa de a ne invita aici și de a ne arăta împrejurimile. E totul foarte interesant aici. Și de asemenea nu pot să nu menționez pe colegii din Iași. Domnul profesor Costică Moroșanu de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza a fost organizatorul local, principal din Iași. Lucrurile au mers foarte bine la conferință și cred că o să meargă foarte bine și astăzi, după cum a început ziua. Acestea au fost știrile. Vă invit în continuare să aflăm care va fi prognoza meteo.
Joi 21 septembrie, cerul va fi în cea mai mare parte senin, maxima zilei urcă până la valori de 26 de grade Celsius, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Vineri 22 septembrie, cerul va fi parțial înnorat, maxima zilei ajunge până la valori de 26 de grade Celsius, sunt posibile după amiază să se înregistreze averse de ploaie, iar minima pe timpul nopții coboară până la 13 grade Celsius. Acestea au fost știrile. Nu uitați, mai multe informații puteți afla acces în site-ul www.acum-tv.ro și ne puteți aprecia cu un like pagina de Facebook Acum TV Kid.